Din imagini se vede cum cearta iscată între cei doi s-a transformat într-o încăierare. Paza localului în care se afla sportivul urmărea încăierarea ca pe un show fără a interveni. La un moment dat, Draciov, aflat în stare de ebrietate, scapă o lovitură de picior, iar apoi cade jos. Camerele de supraveghere din local au surprins și următoarele lovituri care i-au fost fatale. Campionul Andrei Draciov s-a stins la spital din cauza unui traumatism craniocerebral. A fost deschis un dosar penal pentru cauzarea vătămării corporale grave și provocarea intenționată a decesului victimei. Presupusul ucigaș a fost reținut. Este vorba de un caucazian de 25 de ani, amator de box și arte marțiale. Dacă va fi găsit vinovat, el riscă ani grei de pușcărie. Acest caz are loc după ce acum 3 săptămâni, un alt sportiv rus, campionul european la lupte Yuri Vlasco, a fost asasinat pe malul lacului Baikal după o încăierare. Ucigașul a fost reținut și și-a recunoscut vina.